doamnă Ruxandrei Dumitrescu, medic ginecolog. Bună dimineața! Bine ați venit alături de noi. Discutăm în această dimineață, doamna doctor, despre nașterea pe cale naturală versus nașterea prin cezarie. Care sunt avantajele, care sunt beneficiile, dar care sunt și riscurile în cazul amândurora situațiilor? Ne spuneți chiar acum. Da. Ce trebuie să înțelegem este că natura ne-a format în așa fel încât să naștem pe cale naturală, iar cezariana ar trebui să o rezervăm doar cazurilor care au probleme și nu putem să expulzăm fătul în mod normal. Deci nu trebuie să fie o alegere, noi vrem să naștem cu cezariană pentru că ne teamă de nașterea normală. Ar trebui să înțelegem acest lucru. În ultimii ani, femeile au început să renunțe la cezariana la cerere și aleg de multe ori să încerce o naștere naturală, așa cum este firesc și fiziologic. Pe lângă frica aceasta pe care ați menționat-o mai devreme, multe dintre femeile care doresc să nască prin cezariană aduc în față și motivul jenei. Faptul că ar fi jenă să nască pe cale naturală, asta pe lângă... Nu cred că este motiv de jenă, pentru că medicul oricum le controlează uterul și starea colului și în travaliu și după o cezariană, astfel că motivele în general sunt necunoscute sau incorrecte, le teamă că le doare burtica în travaliu în cele 6-8 ore de dureri, când de fapt acum putem să montăm anestezie și astfel această perioadă să fie mult mai simplă și mai indoloră. Un alt aspect ar fi că le este teamă de făt, dacă are o problemă, dacă e bebelușul afectat de trecerea lui prin filiera genitală, e un fals medical, fătul e chiar mai pregătit pentru a respira și pentru a se adapta la mediul extrauterin dacă este pe cale naturală. Deci este invers decât se consideră așa în popor. Există o mare tendință spre nașterea prin cezariană. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi varianta optimă de naștere? Cea mai normală, după cărțile de medicină și experiența omenirii, este nașterea pe cale naturală. Și repet, acum avem și anestezia peridurală, care oprește acele dureri neplăcute de care își amintesc și mamele noastre după ce au născut și astfel putem să trecem peste cele 6-8 ore de travaliu, repet, fără dureri. Dar haideți... care sunt avantajele nașterii pe cale naturală? Și dezavantajele? Avantaje și dezavantaje. Ca la orice manevră medicală, da. Avantajele sunt că fătul e mai adaptat să respire, să iasă din mediul intrauterin în care stă într-un lichid amniotic, știm toți, și e mai pregătit ca să-și deschidă alveolele pentru a respira și a începe să se adapteze la mediul nostru aerian. Un alt avantaj ar fi că mama poate imediat să alăpteze, să se mobilizeze, să meargă după 2 ore în salon, să mănânce orice, își reia și tranzitul și cu diureza în mod natural. Ea practic nu are o operație, știm că se naște și acasă în multe țări din Europa. Da. Nu e nevoie de asistență medicală de specialitate, de o moașă. În alte țări, în Germania, în Olanda, în Belgia, se naște cu moașa și nu cu medicul în spital sau acasă. Și dacă ești moașă, ce îți trebuie, ce ustensile îți trebuie, de exemplu? În România am mai discutat în alte emisiuni, nu recomand să se nască sau să tentăm o naștere acasă, pentru că nu avem o infrastructură ca pacienta, dacă apare o complicație, să ajungă repede, repede la o maternitate. Deci nu sunt drumuri, nu e un sistem de transport a pacientei din casa ei într-un spital. Și aici chiar vorbim de mediul urban, nemai aducând în discuție cel rural. Deci este bine în România să naștem în spital, cu moașă sau cu medic, în funcție de cum este în spitalul, în orașul respectiv, dar într-un sistem organizat, medical, nu acasă. Cât despre nașterea prin cezariană, există controverse și aici o serie de oameni ar spune că fătul, în momentul în care este născut prin cezariană, se naște cu probleme, psihice. Este afectat psihic. Așa este? Nu este studiu că feții născuți prin cezariană au probleme psihice reale care sunt cauzate de această cale a nașterii.
și copiii mei și eu suntem născuți cu cezariană și nu credem că avem o problemă, în sfârșit ea este o glumă. Ideea ar fi că există problemele la cezariană probabil... sunt că este o operație, femeia are o incizie pe abdomen, uterul ei va avea o tăietură și o sutură și aceste lucruri pe termen lung înseamnă o posibilitate de a avea sterilet mai repede de 2 ani. Femeia va putea să nască natural după o cezariană la cel puțin 2 ani, pe când după naștere naturală poate să nască imediat, adică să rămână însărcinată și să aibă o nouă naștere la un an jumate. Deci trebuie să aștepte mult mai mult. Trebuie să aștepte mai mult și este un risc de preruptură în timpul tramvalului la a doua naștere dacă are o cezariană. Și cu toate acestea, doamna doctor, de ce medicii înclină în mare parte în ultima perioadă să nască cezarian? În general, femeile sunt cu presiune la această alegere a opțiunii de naștere, deci ele își dorește și este normal ca pacienta să aleagă calea pe care să nască. E vorba de corpul lor, de familia lor și încercăm să le convingem prin metode medicale, prin explicații că e mai bine natural și de multe ori le convingem. Dar în ultimii ani este mult mai bine și sunt mai permisive în a tenta o naștere de aia cât acum 10 ani. Este mai grea recuperarea la nașterea prin cezariană sau la nașterea naturală? La cea cu cezariană este mai grea pentru că abdomenul este practic suturat, este cusut și sunt dureri cam o săptămână după naștere, cu mult mai mari decât după naștere spontană. Dar De câte ori poate naște o femeie prin cezariană? Există un număr limită sau nu știu? În general, noi operăm și a patra, a cincea cezariană, pentru că-s doamne care au o religie specială și care vor mulți copii. Sunt femei care schimbă partenerul și au două cezariene cu un soț și încă două cu al doilea soț. Și astfel noi putem să operăm și 3-4 cezariene. Avem un protocol mai atent de urmărire a sarcinii, pentru că este risc de preruptură uterină în travaliu, în sarcină, în luna 8-a-9-a, și atunci le urmărim cu mult mai atent și operăm mai devreme decât este termenul fătului. Dar, în general, ajungem cu bine și este un număr mic de complicații. În Canada, în Germania, se naște chiar natural după o cezarenă sau două, cu o rată de preruptură uterină de 2%, este puțin. Din 100 de femei, doar 2 ajung la această complicație. Doamna doctor, dar există vreo contraindicație în cazul nașterii pe cale naturală? Adică sunt dacă, multe... de exemplu, există o afecțiune sau o afecțiune din trecut? Sunt multe boli asociate sarcinii sau poziții fetale anormale. Uneori feții vin spre canalul de naștere în pelviană și este o indicație de bază de cezariană. Sunt boli materne, au tensiune mare în sarcină, doamnele au diabet zaharat, au o patologie de cordon sau de membrane amniotice și toate acestea pun în pericol viața mamei sau a copilului, deci le vom opera fără să ajungem la aceste complicații. La rece, cum zicem noi, cu o programare. Bănuiesc că dacă doamnele au un control regulat la medic, nu, și dacă există probleme, în zilele noastre se pot... ameliora sau se pot trata, nu? Noi spunem că cezariana e la rece când știm boala femeii, știm patologia fătului sau a sarcinii și o programăm în ziua de joi, o vom opera pentru a evita o complicație ulterioară. Și sunt cezarienele la cal când femeia vrea naștere naturală și intră în travaliu, o urmărim și dacă apare o neconcordanță, deci nu poate expulza, e copilul prea mare față de bazin, o operăm atunci, imediat, în 10 minute sala de operație este pregătită și operăm și astfel se evită o suferință fetală. Mai există și acel caz când bebelușul nu iese, deci o femeie ajunge la cele 9 luni și burta este atât de mare, ea dorește să nască pe cale naturală, dar... dacă bebelușul nu vrea să iasă, atunci bănuiesc că se face cezariană, nu? Se face o cezariană la rece, dacă știm că fătul e apreciat mare, peste 4.000 de grame, sau doamna e cu un bazin osos strâmtat și astfel este clar că nu merită să tentăm, sau sunt femei care, la care pare că am putea să naștem natural, fătul are un 3.700 de grame, dau un exemplu, dar în travaliu se deflectează, e un cordon scurt și nu poate naște. Și atunci o operăm, deși este în travaliu, membranele rupte, dar nu poate ieși fătul, deci operăm.
Nati a înțeles, acum să vedem cum o să procedeze. E tinerică și probabil că o să nască natural, pentru că acum e moda să nască natural toate doamnele. Puneți-le doamnelor de acasă. Ce ar trebui să știe? Nu știu, primele trei sfaturi, de exemplu, dacă aleg să nască natural și primele trei sfaturi dacă aleg să nască prin cezariană. Care ar fi acestea? Dacă aleg să nască natural, întâiul sfat, deci este să aleagă să nască atunci când le apucă în mod natural travaliul, adică să vină de acasă cu contracții sau cu membrane rupte, nu să aleagă o dimineață în care s-a plictisit de dureri. De, se poate alege? Unele zic să naștem în săptămâna 38-39 înainte cu o săptămână de termen, pentru că nu mai pot să meargă, le doare spatele, se simt grele, normal, okay. Au o mică geantă de, okay. De un, deci un 4.000 de grame pe care o poartă în continuu. Al doilea sfat ar fi să aleagă anestezia peridurală, pentru că e foarte bună, nu sunt complicați, o punem de mulți ani în orașele mari ale țării și le ajută mult să nu le doară nimic în timpul travaliului. Și al treilea ar fi să alăpteze măcar un an la toate mesele, le apără de cancer de sân și este important pentru psihicul copilului. M-ați întrebat de bolile psihice ale copiilor. Se consideră că alăptarea este foarte importantă pentru afectul lor și pentru a nu deveni obezi când sunt adulți, pentru că ajută mult la intestin, la anumite celule de acolo, nu intru în amănunte. Iar pentru doamnele cu cezariană, în primul rând ar trebui să se gândească bine și să nu aleagă o cezariană la cerere, să se gândească că Dumnezeu le-a făcut natura să nască pe cale naturală. A doua ar fi la fel să aleagă ca să o apuce un pic durerile, pentru că atunci fătul e pregătit să iasă și este maturizat și în ziua aceea să fie operată, pentru că este ok, nu se întâmplă o naștere în două ore, în care ajunge ea de acasă la spital și să aleagă să se opereze în ziua aceea. Și a treia ar fi la fel să alăpteze și ele alăptează la fel, nu e nicio problemă că e cu cezariană nașterea. Deci să își mențină lactația un an după ce a născut este important pentru mamă și copil. Așadar, înclinăm cu siguranță către nașterea pe care natural, da. Asta pentru că reprezintă și o împlinire până la urma mamei, nu? Eu cred că este corect medical acest lucru, de aceea dacă mama vrea cezariană cu orice preț, eu operez pentru că așa e normal să fie ea cu sufletul împăcat, da. Și atunci o să-i meargă și foarte bine, indiferent de calea nașterii. Nu este mai împlinit o mamă care naște natural, e opinia mea personală, pentru că fiecare alegem ce ni se potrivește. Dar este important să o sfătuim că medical e mai bine natural. Dacă ea rămâne la opțiunea ei, o să operăm clar, pentru că așa îi va merge bine, sigur.